Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisiunea în direct. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre mai multe aspecte ce vizează, de fapt, buna desfășurare a vieții cotidiene, în mod special în municipiul Chișinău. Vom vorbi despre construcții ilegale, vom vorbi despre înstrăinarea de terenuri și tot ce ține de aceste aspecte. Vom încerca să abordăm această temă împreună cu Vasile Bolea, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Sergiu Ungureanu, expert economic. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnule Bolea, nu există zi practic în care colegii noștri din mass media să nu scrie despre un nou scandal izbucnit în capitală legat de construcții ilegale și de înstrăinare de terenuri. De ce se întâmplă aceste lucruri? Deoarece acest domeniu nu este bine reglementat, sunt foarte multe lacune în legislație care le permite autorităților locale și celor care se hrănesc pe lângă autoritățile locale să întreprindă acțiuni de acest gen. Plus, la toate domeniul construcțiilor sau cel legat de funciare, da, piața funciară este o piață interesantă pentru potențiali investitori și o piață unde poți să câștigi mulți bani. De aceea, acest domeniu este interesant din punct de vedere financiar, economic, și sunt multe persoane care se avântă fie să acapareze terenuri în municipiul Chișinău, terenuri care lor, adică care sunt, așa să spunem, grase, da? Sau persoane care, dorind să investească în construcții și nedorind mult timp să cheltuie, da, sau prin cabinetele din cadrul primăriei, o fac în multe cazuri, nu spun că în toate cazurile, în multe cazuri o fac cu abuz. Deci încep lucrările de construcții fără a avea autorizații de construire sau bunoară, cum în unele cazuri se întâmplă având autorizații pentru a construi pe 5 etaje, ridică 10 și așa mai departe. Adică, domnule Ungureanu, cam strada Milescu Spătaru, strada Decebal, aceste exemple ar putea continua atunci când avem adevărate scandaluri legate de construcții, atunci când nu este luată în considerație poziția locatarilor din aceste zone și atunci când actele cu privire la construcție lipsesc. De ce? Da, lucrurile astea au devenit deja o practică pe care o pune în aplicare primăria, alte structuri, deci foarte, așa să spunem, cu succes pentru ei și cu insucces pentru noi toți ca cetățeni. Trebuie să înțelegem că noi avem de pierdut nu doar atât ca imagine și ca, bine, aspectul orașului, dar pierdem și din punct de vedere economic. Pentru că trebuie să înțelegem foarte clar că acele terenuri au fost date în asemenea mod într-o schemă frauduloasă, deci de corupție. Asta însemnând că beneficiul real care ar fi putut să-l aibă economia locală, economia centrală de stat, deci de pe acel teren, este mult mai mic. Pentru că cineva a plătit, cineva a făcut niște scheme de corupție, cineva cuiva i-a dat pe sub masă niște sume și deci lucrurile astea sunt posibile. Dar în ceea ce privește, iată, cazurile enumerate și sunt sigur că acestea vor mai apărea dacă nu vom încerca să le stopăm un pic, pentru că din punctul de vedere chiar și al societății civile din care, bine, toți îi facem parte, acest lucru, când se iau anumite decizii fără a se consulta, cu toate că există legi care impun hotărâri 964, deci impune expres ca aceste dezbateri să aibă loc și dacă nu s-au petrecut conform legii, deci se anulează orice decizie. Noi suntem puși iarăși în situația de a accepta și mi se pare deja că se creează un lucru foarte negativ, că se creează o deprindere cu aceasta și lumea deja se va deprinde
prinde cu acest rău și va mai înceta să reacționeze. Aceasta va fi faza finală, poate, a acestei degradări de corupție pe care o suferim astăzi în societate. Primăria se arată, pe de altă parte, mirată de aceste lucrări și primarul, pe parcursul zilei de ieri, dacă nu mă înșel memoria, a emis o dispoziție de suspendare a lucrărilor de construcții, dar agentul economic continuă să activeze acolo. Cum pot fi explicate asemenea situații? Această situație are mai multe laturi, atât și latura juridică, politică, poate, care nu vor exprima acum și domnul deputat, ce se poate făcut, dar din punct de vedere economic am spus că ei au plătit anumiți bani, dar și care se, prin care statul a avut de pierdut. Dar primăria se face că este surdă, că nu vede, că nu aude, pe când despre lucrul acesta, despre Milescu Spătaru, ce se întâmplă acolo, deja știe toată țara. Toată țara a văzut. N-are cum să nu știe cineva cum s-au bătut și blocări, deci cum se amestecă, deci agenții de pază particulare, care nu reprezintă altceva decât mercenari, haideți așa să spunem pe șleau, deci să spunem direct cum este, ei se luptă cu oameni, iar poliția stă 2-3 polițiști într-o parte și nu fac nimic. Și mai mult ca atât, și cu deputații, cu aleșii poporului aceștia se luptă. Deci este un caz ieșit din comun, prin care, dacă vreți, statul, care trebuie să ne asigure nou un cadru legal, un cadru normal de dezvoltare și care noi, societatea civilă, avem așa numit contract social și cei care știu ce bazele statului știu ce înseamnă aceasta, deci statul trebuie să ne asigure această normalitate, dezvoltare. Dar dacă nu ne asigură, atunci și noi, ca cetățeni, putem să nu ne onorăm anumite obligațiuni dacă acest stat procedează astfel. Deci doar această explicație. Este un dezmăț total în care ajungem. Domnule Bolea, se țintește și asupra terenurilor grădiniților. Un lucru paradoxal. Și nu numai. Și asupra terenurilor de joc pentru copii, mai nou asupra terenurilor spații verzi, în parcuri, tot ce este interesant pentru un potențial developer, tot se pune pe masă și devine obiect de târg, din păcate. Ceea ce a spus colegul, într-adevăr, dacă să vorbim așa mai detailat cu referitor la cazul Milescu Spătaru, într-adevăr, toată țara deja de o săptămână privește ca la un film de groază, da, așa să spunem, când deja s-a ajuns la ceea că locatarii blocurilor din preajmă 2-3 zile la rând blochează drumuri, când stau 20-30, nu 2-3, dar 20-30 de polițiști și nu reacționează absolut de fel, atunci, într-adevăr, trebuie să, în cazurile respective, autoritățile centrale trebuie să reacționeze prompt, deoarece se găsesc unele persoane care niciodată mi se pare că acționând huliganic, da, cu un deosebit cinism, oamenii reacționează în așa mod, atunci când vin chiar și deputații aleși poporului la fața locului și când reprezentanții unei companii de protecție și pază își permit să ridice mâna asupra deputatului, ba mai mult ca atât, întreprind unele măsuri prin care bunoară astăzi colegul nostru Anatolie Labuneț a fost dus internat la spital cu comoție cerebrală, dacă nu greșesc. Uitați-vă, asemenea lucruri sunt inadmisibile. Dacă noi am ajuns ca supra unui deputat să ridice mâna un lucrător a unei companii de pază, ce să mai vorbim despre simpli cetățeni? Atunci când ei văd în fața poliției, în fața unui organ de stat, un organ represiv, care trebuie să asigure ordinea publică, ei nu reacționează absolut deloc. Și asta este marea tragedie, da. Iar ceea ce a spus dumneavoastră, că se țintesc grădinițe, eu pot să vă spun de ce. Deoarece teritoriul unei grădinițe, cel puțin după normativele încă vechi sovietice, în jur de un hectar și vreo 50 de ari. Terenurile unor spitale,
Să nu uităm spitalul Toma Ciorbă, spitalul traumatologiei. Care a fost revizor. Da, care se află pe artiera principală Ștefan cel Mare în Chișinău, care au în jur de 2 hectare și... Deci, și asemenea, instituții publice sunt vulnerabile aici. Da, ele reprezintă, de fapt, o pradă pentru unii afaceriști care dau foarte mulți bani pentru ca aceste bijuterii să vină în vestirea lor. Dar, sincer vă spun, dacă noi o să admitem în continuare asemenea lucruri, noi peste ceva timp ne vom pomeni în primul rând fără grădiniți unde pe teritoriul lor vor fi construite centre comerciale, fără spitale unde vom vedea din nou blocuri locative care la 90% sunt pustii. Doar datorită faptului că cineva a hotărât, adică, mă rog, are niște bani în plus, nu știe ce să facă cu dâns și le investește în acest domeniu, domeniul construcției. Domnule Ungureanu, am vorbit în repetate rânduri despre anumite terenuri care sunt înstrăinate pe o cale foarte dubioasă. Presa a scris aproximativ și de 20 de terenuri din municipiul Chișinău. Haideți să ne spuneți cum se realizează acest lucru. Cum eu, nu știu, dumneavoastră, oricine din cetățeni, ar putea intra în posesia unui asemenea teren? E bine, în primul rând, noi, poate eu, noastră, ca fiecare, ca cetățean simplu, nu o să putem pune în aplicare schema aceasta, pentru că aici sunt necesare anumite legături, anumite, așa spunem, pile, cu cineva să o înțeles. Aranjamente. Deci, aranjamente, dar schema este destul de simplă. În mare parte de datorită faptului că lipsește un plan urbanistic local, un plan urbanistic zonal, deci total, care să fie, să spună fiecare teren de ce tip este. Și atunci se merge la procedura de aplicare, deci când se cere să se dea un anumit răspuns de la instanța care hotărăște ce tip de teren este, de la cadastru, de exemplu, un anumit teren care vrea, de exemplu, să-l construiască. Și dacă nu-i dă răspuns în timp de 15 zile sau 30 zile cât este legea, deci acel proprietar sau constructor consideră că poate construi orice. Și de obicei așa se face, special nu se tărăganează cu, sau cu linia roșie, pe unde trece această linie roșie, dacă știți, aceasta delimitează care sunt terenurile. Și iarăși aici sunt mai multe scheme. O altă schemă este prin judecătorii, deci se dă în judecată și apoi iarăși automat se pierde, deci special se pierde această neprezența și iarăși se pune în aplicare. Deci scheme sunt mai multe, dar toate acestea sunt posibile doar datorită faptului că sunt anumite legături, sunt anumite scheme. Dar aici trebuie să înțelegem un lucru, că noi trebuie să rupem întreg lanțul. Pentru care este lanțul? Lanțul este că există o cerere și cererea aceasta cumva este acoperită. Și aceea apar fel de afaceriști, ăștia care nu își pun foarte multe întrebări despre arhitectura orașului, despre viitorul orașului, despre ce vor vedea oamenii cei din fereastră, că vor vedea doar pereți. Deci astea întrebări nu îi deranjează pe ei, sau cu grădinița va fi jumătate ocupată. Deci aici trebuie să venim altfel. Spre exemplu, în unele trebuie să rupem acest lanț economic. Sau să le punem interdict sau să-i facem să-i cunoască toată lumea. Că iată, de la ăștia și ăștia nu cumpărați oficii, apartamente sau nu știu mai ce mai prezintă ei acolo. Dar plus la aceasta mai trebuie de dat, și asta poate la nivel legislativ, deputații ne pot ajuta, sunt precedente și în alte țări. Spre exemplu, chiar nu de mult. A fost un exemplu care a fost spus în Turcia, în Istanbul, unde o serie întreagă de blocuri, în alte blocuri mari, au fost dărâmate, ruinate, sigur că de către autorități, datorită faptului că au fost admise abateri în construcție, au fost construite în centrul istoric al orașului și există legi prin care au fost evacuate, treptat, scoase, deci și așa mai departe. Deci trebuie să le spunem și acestor afaceriști, acestor constructori, poate și oamenii care vor cumpăra de la ei să știe că există o asemenea posibilitate și dacă există asemenea precedente în alte țări, sigur că poate să existe și la noi în Moldova o anumită lege care poate să aducă asemenea mecanism. Este un mecanism dur, este un mecanism poate costisitor, dar aceste costuri ar putea fi de asemenea puse pe seama celor care au încălcat legea, dar trebuie să oprim. Și iată, acesta ar fi un mecanism care ar acționa, de care s-ar speria. Ei acum nu se... Am impresia, nu știu, că ei nu se tem de aceste proteste, că oamenii vin. Și-au permis chiar să pună, nu gard, dar energie electrică, să pună în pericol viețile oamenilor. Eu nu știu cât este de adevărat, sârmă ghempată, este inadmisibil în preajma locuințelor, unde pot trece, nu știu, copii, pot să, dar cineva accidental poate să rănească, dar de ce nu acționează poliția, procuratura, de ce tace? Iată, astea sunt întrebările care ar trebui să ne deranjeze. Domnule Bolea, de ce nu... Da. Eu încerc scuze, dacă îmi permiteți, la această idee care colegul a fost enunțată, da.
Referitor la cerere, da, și ofertă, într-adevăr, municipiul Chișinău este cerere, da, pentru loturi, fie ele și pentru construcții. Dar, din păcate, nu există ofertă din partea municipalității. Municipalitatea ar trebui, și aici sunt de acord cu colegul, în primul și în primul rând tot să înceapă de la documentație, planul general urbanistic. Ați ajuns acolo unde vroiam eu. De ce nu există? Planul general urbanistic, care după aceasta Consiliul trebuie să stabilească planurile zonale, planurile de detaliu. Uitați-vă, aceste planuri nu le avem și de foarte multe ori constructorii abuzează prin inexistența acestor planuri zonale, da? Împărțirea orașului în mai multe zone și fiecare zonă deja să fie împărțită detailat în perimetru, de exemplu, în acești 10 ari, ce vom face, cum le valorificăm aceste terenuri. Vreau să vă spun, Consiliul Municipal, dacă nu greșesc, anul trecut a aprobat un regulament conform căruia toate terenurile, adică tot ce este legat de înstrăinarea terenurilor, inclusiv arenda lor, urmează să fie organizate concursuri, licitații. Ultima dată licitațiile la noi funciare au avut loc în 2013. Și această cerere de terenuri, ea nu este acoperită cu o ofertă clară. De aceea foarte multe persoane care într-adevăr doresc să investească în domeniul construcției apelează la diferite scheme, inclusiv și prin intermediul instanțelor de judecată și prin cărdășii care... Asta înseamnă că avem și anumite carențe în cadrul legislativ? Mai puțin... Tot este legat de voința autorităților. Dacă ar fi expuse bunoar la licitații, să câștige și municipalitatea mai mulți bani. Doar, ca să înțelegeți, nimeni nu este împotriva construcțiilor. Da? Oraș trebuie să fie dezvoltat, terenurile pot fi valorificate și să aducă un beneficiu economiei, să aducă un beneficiu prin plata unor impozite în vestiria locală, da, municipiu, și din asta primăria să poată beneficia, să realizeze unele proiecte. Dar nu o face. Și aici e întrebare, de ce? De dacă e mai bine să treacă fiecare personal pe la cineva prin cabinet, și să fie făcut acel aranjament, da, despre care se dorește. Și aici se naște, de fapt, corupția cea mare. Probabil că n-a să-i șochez pe telespectatori spunând că ultimii ani primăria municipiului Chișinău este instituția publică numărul 1 după nivelul de corupție. Și în acest sens vrem să vedem și pe organele cum reacționează. Bine, acum, dacă eu nu greșesc, din 3 viceprimari în Chișinău a rămas doar unul în funcție, 2 sunt pe undeva siracoresc puțin, dar vrem să vedem și pe alții. Șef de direcții, inclusiv șef de întreprinderi municipale, sunt convins că și acolo activitatea lor lasă mai ales ce ține de achiziții publice și așa mai departe. Domnule Ungurean, Dorin Chirtoacă spunea cu diferite ocazii că există suficient teren în cursele blocurilor și ar trebui să fie utilizat. Haideți să aflăm poziția dumneavoastră raportată de la această stare de lucruri și să ajungem să abordăm și aspectul ce ține de plan urbanistic local. Nu considerați că ar fi fost logic într-o capitală și într-o societate normală să se meargă pe ideea de dezvoltare a orașului, de a construi la periferii? Păi, orașul trebuie dezvoltat. Da. Și este normal că cu trecerea timpului se dezvoltă, apar noi blocuri, da, vin oameni, deci așa, asta este normal, dar asta trebuie să fie controlat. Deci dacă avem o dezvoltare necontrolată, haotică, atunci riscăm să ne distrugem orașul.
faptul că se mizează sau nu știu cum să spun, se acceptă acele terenuri care sunt în interiorul blocurilor este o crimă și o greșeală, în primul rând, pentru că, conform normativelor tehnice, distanța dintre blocuri care trebuie să fie și a fost pusă în planurile acele urbanistice care au fost elaborate pe vremea sovietică și cred că anume ograzile, interiorul, curțile blocurilor nu ar trebui să fie atinse, ar trebui să rămână după acel plan, pentru că s-au construit după acel, sunt anumite comunicații acolo. Deci, conform acelui normativ, distanța dintre blocuri trebuie să fie de două înălțimi de bloc. Deci, dacă este un bloc cu 5 etaje, deci cel puțin la două înălțimi de acel bloc trebuie să fie următorul bloc. Și atât acum vine un alt constructor, vine cineva care vrea să profite și în ograda acelui bloc, între două blocuri care au fost lăsate, această distanță care este logică, nu doar o distanță tehnică, care spune, dar este și pentru a avea un pic de soare, pentru a avea o curte unde să joace copiii, avea copaci, aer curat și așa mai departe. Și uitați-vă că apare un monstru de beton și metal care se înalță la 15-16 etaje. Deci sunt foarte multe cazuri de asemenea în Chișinău. Pe lângă aceasta, nu sunt prevăzute locuri de parcare. Deci, practic, noi vedem anumite cartiere, deci aici suntem noi nouțe, unde ajungem, nu avem, nu doar să parcăm, dar nu avem cum trece acolo. Dar închipuiți-vă că vine o ambulanță, închipuiți-vă că este nevoie de mașina pompierilor, care este mai mare, mai pe gabaritul. Și avem cazuri care depind de viața omului până la urmă. Și uitați-vă, din cauza proiectării, din cauza că cineva a vrut să cârdășie, să câștige careva bani, lucrurile astea nu se petrec. Deci aici trebuie să punem foarte clar presiune asupra autorităților publice locale care sunt foarte comodate de acest. Le este foarte comod că nu există planul urbanistic zonal, local, central. Deci nu, nici nu se stăruie să-l facă. Deci de foarte multe ori vedem că la dezbaterile publice, sau acele scamatorii care le numesc ei dezbateri publice, autoritățile publice locale țin partea acelor, nu știu, businessmeni care vin să construiască chiar în curțile blocurilor sau chiar vin să facă anumite lucruri care sunt inacceptate de către oameni. Deci este un lucru foarte paradoxal. Deci oamenii își aleg conducerea care să-i susțină și vine primăria, care nu zicem că deci a ajuns deja cum a ajuns la primărie, dar ei în loc să țină cu interesele oamenilor, iată că țin cu interesele acelor comercianți și doar și nu știu, iată ce se întâmplă aici la nivelul primăriei, că Consiliul Municipal spune într-un fel, iar primarul spune în altfel. Iarăși aici vedem un disbalans legislativ total. Cine trebuie să țină cont? De ce cei care sunt mai mulți, dacă mergem pe ideea parlamentară, zicem că o țară cu nivel parlamentar trebuie să avem mai mulți oameni, iată că la abordarea față de primărie este total alta. Și dacă ne aducem aminte legea aceea care a votat-o parlamentul cu iarăși un mare scandal, le-a dat iarăși împuterniciri sporite primarului. Ceea ce este iarăși lipsit de logică dacă mergem spre o direcție democrației europeană și așa mai departe. Domnule deputat, haideți să discutăm despre transparența în actul decizional la nivel local și să vorbim despre faptul că haideți iarăși să mă iau eu drept exemplu. Aș putea defrișa anumiți pomi de pe străzile capitalei sau dintr-o anumită zonă fără ca să fiu tras la răspundere? Dumneavoastră puteți să defrișați, dar... Dar la sigur veți fi tras la răspundere. La sigur veți fi tras la răspundere. Și răspunderea este usturătoare. Dacă vă face un cetățean simplu, dacă o fac autoritățile, știți cum, referitor la defrișările în municipiul Chișinău, sunt chiar și unele probleme. După ce, dacă nu greșesc, anul trecut sau în 2015 a căzut un copac și din păcate a decedat o persoană, după aceasta autoritatea de mediu de fiecare dată la orice solicitare bunoară a spațiilor verzi privind defrișarea unor copaci, de fiecare dată această solicitare o îndeplinește, adică se dau aceste autorizații. Într-adevăr, sunt în Chișinău foarte mulți copaci care sunt bolnavi deja, vârsta acestui copac este înaintată, așa să spunem, și poate într-adevăr cădea peste o mașină sau peste vreun om, nu de Doamne. Și în acest sens, chiar și aceste spații verzi sau unii copaci urmează a fi defrișați, dar cu o singură condiție, că în locul acestui copac să fie plantat unul altul. Ca viitoarele generații, într-adevăr, se bucure de un mediu ambient sănătos și toate beneficiile care ne dă natura. Și să nu uităm, în perioada sovietică, dacă nu greșesc, Chișinău era pe locul 2 în Europa, chiar după
adică unul din cei mai verzi orași, pe capul locuitor în Chișinău erau, dacă nu greșesc, 27 sau 28 de metri pătrați de spații verzi. Chiar și în marele oraș din Uniunea Europeană și în capitale nu găsește parcuri sau într-adevăr păstrează copaci, spații verzi, alei și așa mai departe. Și noi trebuie să ne bucurăm de fapt de aceea că pe timpuri alte autorități, da, din istorie s-au gândit anume așa să proiecteze orașul, anume așa să-l, în așa mod să-l înverzească, să amenajeze teritoriul și tehnosfera în care trăim noi astăzi. Domnule Ungureanu, potrivit experților în domeniu, accesul mașinilor de mare tonaj practic este imposibil în zona în care se construiește, iar acest lucru va complica și mai mult traficul în acea zonă. Cum se prevede, de fapt, soluționarea acestor probleme? Vă referiți la zona... Da, da, în care se construiesc. Da, aici sunt iarăși niște lacune în legislație, poate, care trebuie să fie rezolvate. Cum, în ce mod trebuie să fie realizat acest acces al mașinilor? Pentru că, de foarte multe ori, aceste zone sunt în interiorul unor ogrezi, în special atunci când, iată, merge pe schema ca în interiorul ogrezii. Pe lângă faptul că oamenii aceia, peste 2-3 ani, vor avea un bloc mare, care le va acoperi practic 90% din ziua de soare, ei au și acum tot zgomotul acela, toate incomoditățile legate de mașini, de transport, de și așa mai departe. Plus la aceasta, la transportul, la în acele construcții, este necesară autorizarea pentru lucrările de macara. Lucrările de macara și lucrările în alte, aici este cu totul altă istorie. Deci aici, iarăși este nevoie de o serie întreagă de autorizații, care de cele mai multe ori aceștia nu le au, dar le fac mai târziu. Deci imediat încep să lucreze și deci de facto deja când lucrează utilajul, deja este, autoritatea este nevoită să elibereze anumite autorizații și anumite licențe. Deci, după cum am spus, noi pierdem economic foarte mult, pentru că nu folosim normal economic acele terenuri care le avem, dar în plus folosim niște terenuri adiționale prin scheme de corupție care iarăși nu ne vine în bugetul nostru, în bugetul țării, acei bani care trebuie. Și plus la aceasta vedem, pe lângă faptul că anumite terenuri sunt date așa unor agenți care fac business, unele terenuri ajung chiar în mâini străine, ceea ce este iarăși o încălcare aberantă a legii. Pentru că noi avem interzis foarte clar prin legislație, în Constituție, ca terenurile să fie vândute străinilor. Deci am ajuns să ne vindem din terenuri noastre, din țara noastră. Agricole. Și, deci este doar la terenurile agricole. Doar la terenurile agricole, terenurile în construcție pot fi procurate de... Dar iarăși aici este o greșeală. Având în vedere prețurile care există în exterior, chiar să luăm prețurile așa la nivel normal care sunt, cu acele terenuri care sunt, nemai vorbind că prin scheme de corupție acestea sunt date jos, deci în jumătate sau mai mult. Deci chiar la prețurile care se vând real, la noi este mult mai ieftine decât în alte capitale europene, decât în alte țări. Și companiilor, anumitor firme care vor să construiască, vor să facă anumit business, să investească pentru viitor. Deci cel mai simplu cum, să construiască anumite blocuri și sunt ale lor și apoi lor vinde cu încetul. Lor este foarte comod, dar aceasta închide posibilitatea anumitor companii locale, închide posibilitatea businessului mic. Iată, de exemplu, dacă vor apărea iarăși aceste centre de comercializare precum care vor să se construiască. Da, ajungem să discutăm și despre Kaufland. Kauflandul, deci asta iarăși ne va da niște consecințe economice, dar bine, aici mi se pare că este o lipsă de gândire economică, o lipsă de gândire strategică din partea primăriei și din partea celor. De cele mai multe ori avem impresia că sunt oameni care nu au educație elementară de școală care să poată să adune 2 cu 2 ca să vadă că fac 4 și nu fac 12 cum le pare lor. Deci lucrurile astea, deci noi nu avem oameni profesioniști în acele structuri care fac asemenea lucruri. Domnule Bolea, haideți să vedem. Avem centru istoric de iure și de fapt. Ce se întâmplă? Este păstrat? Se schimbă de fapt. Are și nouă carte de vizită? Fața orașului avea pe timpuri, știți, făcând o retrospectivă, cel puțin 2 primari, 3, pe da, care eu țin minte, da, era Serafim Morocheanu, da, o perioadă Vasile Ursu și
Dorin Chirprac. Cel puțin pe timpul domnului Serafim Urechean orașul era mult mai curat și amenajat. Da, erau și sunt în continuare probleme legate de infrastructură, legate de întreprinderile astea municipale, gestionarea fondului locativ și mai departe. Dar orașul era curat. Orașul era amenajat, nu erau aceste construcții peste construcții. Eu chiar și colegilor din Parlament le spuneam cu ocazie că și Parlamentul trebuie să ia o atitudine față de ceea ce se întâmplă, dar nu numai în Chișinău. Și la Bălți, sunteți la Orhei, la Cahul, practică fiecare zi. Ce vă spun concetățenii? Se întâmplă asemenea lucruri, că construcția odată edificată nu la locul ei, ea lasă amprentă pe sute de ani în fața, da, municipiului. Și în asemenea caz autoritățile, chiar și acei arhitecți generali, da, a municipiului Chișinău, la Bălți, în alte localități, urbe din țară, trebuie să ia cont, să ține cont de asemenea lucruri. Și dacă autorizează edificarea unei construcții în locul X sau Y, trebuie să gândească și să vadă inclusiv aspectul arhitectural. Nu o singură dată, în 2015, dacă nu greșesc, am ridicat problema și am solicitat să fie creată o comisie specială parlamentară să vedem ce se întâmplă cu domeniul construcțiilor. Și am adus un exemplu foarte clar. Oameni buni, ambasada Franței. Da. Alături de ea s-au ridicat un bloc 15 etaj, dacă nu greșesc, da? Care au înconjurat-o, practic. A înconjurat-o, s-au încălcat, bine, nu numai legislația Republicii Moldova, acte internaționale la care Republica Moldova este parte. Ambasada a fost nevoită să-și siteze serviciul consular, să treacă în altă parte, deoarece se creează incomodități. Dar teritoriul ambasadei, oricărui stat, este teritoriul statului respectiv. Așa sunt cutumele și regulile internaționale. Și noi ne permitem în așa hal, mă scuzați, să scuipăm în tot ce reglementează, da, și în lege și în tratat internațional, vrem construim alături de ambasada Franței. Domnule Ungureanu, am pomenit astăzi în cadrul acestei emisiuni despre rețeaua de magazine Kaufland care urmează să se deschidă aici la Chișinău, dacă nu mă înșeală memoria, 6 pe întreg teritoriul țării. Haideți să vedem ce ar însemna asta, pe lângă faptul că tăiem aripile producătorului autohton, cum mai poate fi developat din punct de vedere economic? Deci, dacă să revenim la acest subiect, este un subiect, aș spune, dureros, iarăși pentru noi avem foarte multe centre comerciale mari. Deci nu cred că municipiul Chișinău sau Bălți sau altele au lipsa aceasta acută. Deci există, cererea este acoperită atât de magazinele mari, deci există o repartiție, dacă vreți, normală în economie. Când o parte din produse sunt acoperite către centrele mari, o parte de cele mijlocii, așa de cartier, vă două, trei, și o parte de cele mici. Deci când omul vrea să iasă până repede la colțul străzii, să cumpere ceva pâine sau produse. Deci așa ar trebui să funcționeze într-o economie normală. Și atunci au posibilitatea și acei mici comerciali să se dezvolte, au posibilitatea și cei medii care au anumite rețele care pot să-și au lucrători, și cei mari. Dar de cele mai multe ori acei mari, statul îi reglementează și le reglementează activitatea pentru că ei fiind foarte mari, îi dictează condițiile pieței și atunci producătorii noștri autohtoni nu pot să-și mai vândă producția, nu pot să-și mai vândă la condițiile care vor de preț, de calitate și așa mai departe. Deci li se impun anumite condiții practic ca să-i dispară. Nu le spune direct că nu ne mai vindeți, dar le pune așa condiții în care ei nu mai pot activa. Și s-o impun să vândă sub marca lor. Sub marca lor, iată, și asemenea proceduri se mai realizează. Aceste magazine mari trebuie să înțelegem foarte bine că sunt internaționale. Deci ele au rețele deja foarte bine puse și de cele mai multe ori apelează la produsele care sunt mai ieftine. Deci aceeași carne, același salam, produse lactate, orice care se produce și la noi, le vor aduce mai ieftin din alte țări unde deja s-au pus anumite tehnologii la peruate, tehnologii poate nu cele mai curate ecologic, dar care sunt ieftine, pentru că haideți să nu uităm că și tehnologiile de creștere a fructelor acum sunt hidroponice, care
fructe care nu au avut pământ, planta aceea în viața ei și nu a văzut apă curată, dar iată se vând ca bune, ca bine mersi. Deci nimeni nu poate controla calitatea, pentru că, în primul rând, aceste unități comerciale mari, ele au și posibilitatea de a face lobby. Deci acest lobby care vine pe lângă factorii de decizie. Și la noi, în Republica Moldova, factorii de decizie, iată, am văzut în prezența primăriei, în fața... Deci pot să facă orice, deci să, pentru anumite sume de bani, să închidă ochii la toate aceste lucruri care se petrec nu chiar bine și chiar murdar. Deci avem un teren foarte prielnic pentru ei și mai ales având în vedere că unele țări, precum România, a impus și unele condiții ca aceste magazine mari, țări de magazine, să vândă cel puțin 50% produs autohton. Iată că la noi nu există o asemenea reglementare. Și ei iarăși se folosesc. Deci noi riscăm să cădem în această mreajă din care nu o să putem ieși și în care vor pierde și producătorii autohtoni, vor pierde și comercianții locali, dar până la urmă vom pierde și noi toți ca cumpărători, pentru că ni se vor aduce produse de o calitate dubioasă, care nu vor mai putea controla nimeni, se vor aduce produse străine, în primul rând, și banii aceștia vor ieși din țară, vor ieși din economia noastră, iar ceea ce vedem noi iarăși, chiar astăzi, dacă nu greșesc, a apărut iarăși un video, în care terenul ăla de construcție unde vrea să se construiască magazinul Campbell, deja terenurile adiacente au început să fie defrișate. S-au început a taia ilegal pădurile, copaci care sunt acolo, și când au venit organele de verificare, nimeni nu știe de unde, nimeni nu știe cum, dar după documente s-a văzut. Deci trebuie să vedem, sunt chiar ei responsabili sau sunt alții responsabili, poate aceste două cazuri nu au legătură între ele, dar tare mi se pare că ar putea avea o anumită legătură. Deci noi și așa avem suficiente rețele de magazine în Republica Moldova și prezența încă unuia nu știu dacă ar aduce careva avantaje. Domnule deputat, de ce nu se merge în periferie? De ce nu se construiește acolo? De ce se ochește aici? Iarăși revin la aspectele astea. Avem noi nevoie de Kaufland în capitală? Știu că nu, colegii, pot spune, avem noi colegii nevoie noastre au fost în teritoriu și au constatat și unele ilegalități, ceea ce spunea un pic mai devreme și domnul Ungureanu, la capitolul defrișări, la capitolul construcției și așa mai departe. Știți, pentru Republica Moldova noi ne aflăm acum într-o situație în care orice investitor este binevenit. Însă, odată ce a intrat în casa noastră, noi vrem să fim siguri că acel musafir e invitat sau neinvitat, cel puțin respectă legile Republicii Moldova și respectă acele tradiții pe care noi le avem. Și atunci când încearcă sau special sub pentru a construi un magazin de acest gen, se desfințează, se închide o grădiniță, după aia se dărâmă tot pe copii împrejur și, cum a spus colegul, deja s-a proces la defrișarea unor spații verzi care au fost alături de acest teren, această grădiniță. Nu este normal. Când investitorul n-a reușit să vină în Republica Moldova, dar deja se fac asemenea ilegalități. Dacă vorbim despre comercianții mari, da, avem Metro Cash and Carry, care da, fără ca să facem publicitate. Da. Mă scuzați. Avem anumiți agenții economici. Da, avem anumiți agenții economici care bine mersi și au construit magazinele lor la periferia orașelor, nu suferă de lipsa clienților sau persoanelor care vin și cumpără de la ei. Deci se poate. Mai mult ca atât, dacă vrem sau autoritățile noastre de fiecare dată reclamă că sunt pro-europene, împărtășesc valori europene, uitați-vă acum în Europa, stimați colegi, la periferie faceți zone speciale unde să se regăsească sau pe un teren acolo, eu știu, de 10-15 hectare să fie 5-10-15 magazine mari cu parcări unde fiecare cetățean care dorește ceva să cumpere, să procure sau de mărfuri industriale sau de mărfuri, mă rog, produse alimentare de alt gen, să știe că există un loc mare unde pot procura asemenea produs. Și într-o de la un, începând
cu un hipermarket, termin cu altul, poți petrec o zi întreagă acolo. Și în astfel să fie satisfăcute acele cerințe pe care le are cetățeanul nostru. Nu, la noi se încearcă, știți cum, avem noi așa un obicei, da, să fie construit acel magazin chiar în piața mare a Dunării Naționale, ca fiecare centrul capitalului, da, deja mâine pe mâine și în biserică o să intre în catedrală să-i facă o filială a unui magazin. Este o rușine totală și nu cred că o asemenea abordare este tocmai europeană, da, și care corespunde în general valorilor. Domnule Gureanu, ce înseamnă de fapt deschiderea acestor filiale? Înseamnă înăbușirea producătorului autohton, controlul peții, o lovitură dată economiei și așa șubrede, sau cum poate fi interpretat? Deci consecințele pot fi diferite în dependență de ce și-au pus în gând atât acești comercianți care vin, cu care nu am nimic împotrivă. Dacă vin când pe temeiuri normale, pe temeiuri legale și dacă au calculat că totul va fi normal și au să pună undeva unde nu va încurca la nimic, poftim, lasă să vin, dar haideți să analizăm care este realitatea. La rece, hai să vedem. Să vedem. Noi avem o piață și așa, unde este hipersaturată, chiar aș spune, de anumite rețele comerciale. Noi, în Republica noastră, ar trebui să punem accent, dacă se dorește a veni investiții și investițiile care dezvoltă economia, da, o economie care vrea să se dezvolte, dar trebuie să le direcționăm. Noi nu avem acele capacități de producție. Noi ar trebui să investim într-o agricultură mai performantă, pentru că suntem o țară agrară și noi la capitolul acesta ar trebui să ieșim în piață, ar trebui să ieșim în Europa, de ce nu, și să venim cu produsele noastre care sunt mai ecologice, mai pure, dacă le vom ține la aceasta. Și ar trebui aceasta să se dezvolte, aceasta trebuie să fie impulsul principal pentru autorități. Dar noi, uitați-vă că le dăm teren acestor comercianți mari și uneori cei care din micul business sunt, din businessul mijlociu, care ar avea nevoie de un anumit teren, ar avea nevoie de spații. Deci din această cauză sunt stopați. Știu foarte mulți oameni care ar vrea să deschidă o afacere, dar nu au, uitați-vă că acest teren, nu au un 10 metri pătrați. Iar aici când vin un comerciant foarte mare care are rețele pe toată Europa, lui se dă foarte ușor niște terenuri extraordinare, în loc de să facem noi niște incubatoare de afaceri sau anumite pentru familii social vulnerabile. Deci lucrul acesta în mod sigur va stopa dezvoltarea economică, în special pentru, ia uitați-vă, au ales orașul, nu au ales periferie. Deci în oraș, în interior, între blocuri, ar trebui să fie doar acele gherete mici unde se vând pâine, se vând lapte, deci niște lucruri de primă necesitate, dar ei vin chiar lângă blocuri, deci ca oamenii sigur că vor merge acolo, că e mai comod, e mai nu știu ce, și deci asta este o concurență neloială. Domnule deputat, mai pe ultima 100 de metri vreau să vă întreb. Ziceam ceva mai devreme despre cadrul legislativ și constatam că el este, dacă nu perfect, cel puțin destul de bun. De ce până la ora actuală nu avem cazuri de răsunet în care să fie trași la răspundere acești, nici nu știu cum să-i numesc, aceste persoane care au acaparat terenuri ilegal, au ridicat construcții, domnul Ungureanu făcea referire la statele vecine când au fost și demolate anumite edificii. De ce? În Republica Moldova nu există asemenea precedente. Nu cunosc, probabil că nu există dorință. Nu există dorință, dar pe lângă toate acestea să vedem cine sunt beneficiarii finali asemenea scheme. Doar să înțelegeți, o schemă care este de la început gândită, aplicată în practică. Aceste scheme le realizează persoane care au terminat universități de renume, așa să spunem, care au lucrat sau și lucrează în continuare în organele statului și posibil datorită faptului că și unii din acei factori de decizie, da, care urmează să sancționeze asemenea lucruri, pot fi la o etapă sau alta cu interesate sau de ce nu pot fi chiar și beneficiari a unor foloase sau a unor chiar terenuri. Dividende. Dividende, foloase,
putem găsi mai multe sinonime, da, dar și anume din acest sens nu vedem acea luptă reală cu asemenea fără de lege, din păcate. Domnule Ungureanu, scurt, premize reale ca starea de lucru să se redreseze există în țara noastră? Dacă să privim realist, sunt foarte puține, populația la noi din păcate încă nu este, nu există o coeziune care să ne ridice pe toți, spunem, deci ar trebui să lucrăm atât poate din punct de vedere legislativ, cât și din punct de vedere cetățenesc, deci să ridicăm oamenii, să informăm. Spiritul civic există? Este foarte slab încă dezvoltat față de alte țări, față de România, Ucraina, deci dacă stăm să observăm, la noi în Republica Moldova, din păcate, trebuie să cercetăm care sunt pricinile acestui spirit foarte slab, dar încă nu avem așa posibilități ca să spunem că da, suntem o țară care ne ridicăm la anumite nevoi. Instituțiile statului își fac tema pentru acasă? Instituțiile de stat își fac tema doar pentru ele. Deci dacă să luăm pentru contractul social cu cetățeanul, ei nu își fac de cele mai multe ori treaba, dar chiar de multe ori țin cu acei care intră în cărdășie, cu acele scheme sau acele firme care vin să ne prade de anumite lucruri. Pe această notă pesimistă, de altfel, sunt obligat ca să punem punct emisiunii de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc pentru participarea în cadrul studioului nostru. Stimați telespectatorule, a fost emisiunea În Direct. Sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună!